scurt, domnul așa. Silviu Prigoană. Bine bună ați venit, excelență. Bună seara. Suntem în direct, să știți, nu, da, nu așa da, cum credeți că, mi-am luat-o, că e înregistrare. Bine că am apucat să vă spun la început. Că cine știe ce credeți că se va tăia la montaj. Da, adică e la liber că montăm să exact. Iasă frumos. No, da. Acum, bună seara, acum nu mai montăm. Iese frumos, seara. Dar nu mai montăm. 1272, Facebook, Instagram, TikTok. Dacă doriți să-l întrebați ceva pe domnul Prigoană, pentru că o să continuăm în seara aceasta seria poveștilor de succes ale unor oameni pe care îi vedem de mulți ani în fața noastră. Avem impresia că știm totul despre ei, dar au o mulțime de lucruri extraordinare pe care ori le-am uitat noi, ori nu au apucat să le povestească, ori poate, cine știe, n-au vrut niciodată și vom reuși să le aflăm în această seară. XNS v-am spus, pe Facebook, Instagram și TikTok oficial, pe TikTok un singur F, sau pe pagina noastră, Paula Chirilă, Bordea Cătălin, Loredana Buțea, Mielu cu onoară. Onoară. Dai mă, nu mai îmi vorbi. Că mă, și asta vreau să vă întreb, aveți noastră... Miel cu onoară, da. Nu, Mielu cu onoară are... au tot bărbații care se respectă. Aveți Instagram? Nu. N-aveți, păcat. Nici Facebook sunt... Da, aveți milioane când aveți Instagram. Păi noi da, așa, face economic. Noi așa ne facem de lucru cu prostii de astea. Dacă nu faci abonamente, mă găsești. Corect. Așa spunea și dumneavoastră. Dom'le, ce să mai afle lumea despre mine, că sunt ca o carte deschisă. Absolut. Dar chiar și deschise cărțile mai ascund. Mai ascund secrete sau povești nespuse. Ei, nu toată lumea sau... a reușit să citească între rânduri. Exact, exact. Sau poate asta va da, am uitat să le mulțumesc la operator pentru minunatele cadre din care o să reiasă cât sunt de frumos și de deștept. Vă mulțumesc. Da. De frumos reiese. Cu deșteptăciunea nu ajută microfonul, nu cadru. Da. Aș vrea să începem cumva, cum e și firesc, cu primii ani, copilăria fericită, normală, super fericită, cu greutăți, fără super greutăți. Super fericită. Eu am avut o copilărie extrem de fericită. Undeva la Gherla. Da. În sătul Cular Mic, Gherla. L-au făcut municipiul, oraș. Era epoca în care aducea pătoși și aia să prospere industria. Dacă au plecat atâtea un oraș armenesc, acolo, acolo era un sfert armeni, un sfert evrei, un sfert român și un sfert unguri. Dar până la Revoluție n-am știut că colegul meu de bancă e ungur sau bolat. Deci nu avea niciun fel nu de... Nu s-a știut. Nu. După Revoluție, imediat am avut niște revelații că noi suntem români, eu ia sunguri, a, nasoală treabă, vor să ne ardealul. Aoleu, și a început răzbelul la Târgu Mureș și a mai departe. Ca și acum, dacă n-am fi avut televizoare, nu știam că e pandemie. Da. Asta pandemie, mă distrează la români și la unguri în Ardeal, cum tot mută e granița, știi? Comunitatea Europeană să chine, să le desfințeze pe toate, nu mai e o mută. Numai noi le desenăm. Ei nu știu, dar noi avem așa mania asta să fie. Cumva. No, e o greșeală, o greșeală și a istoriei și a tuturor. Faptul că spuneți că nici n-a știut ce naționalități sunt prietenii de joacă, presupun, sau păi vecinii, sau așa, este clar că... Maghiară, limba română, nu, au fost foarte multe familii mixte, români cu maghiari, armeni, normal, păi cu și așa mai departe. Pe acolo, în corect, comunitate, că așa a fost modelul. De-aia n-a ținut vrăjela de la Târgu Mureș, de exemplu, că trebuia să se întâmple ce s-a întâmplat în Serbia. Mihailo Cofariu. În Serbia s-a întâmplat pentru că acolo nu existau familii mixte și musulmanii erau de o parte, alții creștini cu crucea în brațe în partea aia altă și a ieșit conflict. A fost prima și singura încercare de rupere a României în martie 90. Dar presupun că la aia vă referiți, nu? Aveau, da, pentru că armată în armată, că s-a scos armata atunci. Era moda aia cu hai cu armata, e corect, cu noi. Foarte mulți ofițeri de armată erau, în afară de faptul că erau maghiari, românii aveau neveste unguroaice și nu se pupa de niciun fel un conflict, adică să te bați cu cine. Nu ieșea, exact. Nu a ieșit, a nu, fost da, o mare țeapă și corect. Și-au luat-o, și-au luat-o. La școală, elev bun? Mă, mediocru, așa. Nu cred. Da, nu, nimic nu prevestea... Premiu, nu prevestea nimeni. Inteligența nimica de acum, nu? Și... Nu, dar nu are nicio legătură. Uită-te la... toți marii magnați ai planete, dacă vreunul și-au terminat studiile. Nu, n-are nicio legătură. N-au fost nici premianți, nici olimpici, nici... Că nu... Da. Cine învață, mă, nu are timp să câștige. Pe vremea când erați copil, nu se pune așa problema? Bă, că așa eram se punea toți... problema și atunci. Nu, dacă vrei să ai... Atunci, mă rog, aveam și atunci... internet era defect wireless-ul, știi? Aveam și telefoane mobile, nici nu știu cum au trăit părinții mei fără telefon mobil. Exact. Noi, da, cu ce da, așa mai departe. Corect. Atunci era un hobby cu cititul, cu cărțile, cu bibliotecile, că nu exista nimica. Corect. Ceva.
Eu am prins o perioadă bună în care erau și două canale de televiziune, mai prindeam și ungurii în zona aia, adică era mai multă televiziune decât multă spre final, da. Când au fost două ore și cu asta basta. Dar lumea se ocupa atunci de făcut rost de bani din orice. Vindeam sticle, borcane și toată lumea cumpăra cărți. Cam asta era hobby, că altceva n-avea ce să cumperi. Știi? Că nu exista. Da, și de asta spun că aveam o copilărie. Și nici cărțile se dădeau pe sub mână, adică erau fel de rețele. Problemă, da. Se dădea cu niște lucrări de alutovară și sau un așa, pachet, dacă apărea vreo carte bună. Da. Mai luai și niște deci am avut o copilărie fericită pentru că nu știam că exista altceva. Toți copiii din România aveau aceleași jucării cu care nu se juca nimeni, pentru că erau din tablă și te tăiai la degete. Corect. Odată te-ai jucat și a doua oară nu-ți mai trebuia. Deci nu știam că există altceva, adică nu avea vecinul vreo mașină mai șmecheră decât a mea. Erau alea de lemn, de tablă, nu trebuia la nimeni, toată lumea era fericită. Da. Dar atunci existau jocurile de echipă. Noi eram în găștile de bloc, în găștile de așa, echipele, ne jucam orice fel de jocuri, era totul se întâmpla în echipă, începând de la oină, fotbal, de orice jocuri, erau în echipă. Astea erau jocurile atunci, era o socializare care acum absolut a dispărut, socializare, da. Și care probabil că v-a ajutat și în viață. Probabil. Ca abilități. Probabil. Sau, mă rog, pe toți cei care... care am apucat deci asta vremurile alea. Deci erau copilăriei, erau în gașcă, în grup. Făceam drumeții, mergeam la scăldat, la diverse, da, dar cu gașca. Da, eram băia 20 care ăia eram, știi? Și dacă lipsea vreunul, era o jale mare. Lipsea câte unul ca mine, care lua 3 la teză și trebuia să învețe. Da, păi pedeapsa era cu școala, cu învățat-o. Știi deci, că mai școală... bine luai două de la părinți, jap-jap și ele liber. Corect. Așa, să stai toată ziua și toată deci, vacanța. Școala nu a fost un reper pe care să nu, dar am fost foarte bun la fizică. Am fost foarte bun la fizică și chimie pentru că mi-au plăcut mie. Le-am învățat din plăcere și din cauza faptului că profesorii aveau abilități de pedagogi. Asta mi-am dat seama foarte târziu. Dar 99% din lucrurile predate în școală, ca și acum, nu le-am folosit niciodată. Încă mai aștept momentul în viață în care cineva... În care s-a aplicat teorema lui Pitagora. De exemplu, sau ceva cu logaritmii sau cu ecuațiile, de-abia aștept momentul în viață... Diagrama fier-carbon, nici azi n-am aplicat-o. Ecuație și să spun, yes! Am știut-o, am știut-o. N-am rămas cu oricet de pomană și am învățat toată viața. Vezi? Am nevoie de chestia asta. Da. Să învață numai idioțenii în școală. În școala românească vorbesc. Nu mai absolut tâmpenii cumva, și nu știu dacă nu mai idioțenii, dar foarte mult, foarte mult balast, de care n-ai nevoie. Bun, nu ai nevoie. Spune-mi tu ce ai învățat care te ajută în niciuna, mă, că și eu am fost pârnaie la școală. Suntem niște victime ale sistemului. De-aia mă uit. Uite, am găsit uit cu bucurie sistem, când îmi spuneți că nu a fost ce trebuie la școală. Că am găsit un film. Sistem de învățământ pe planetă care chiar ajută copiii. De exemplu, un sistem britanic sau un sistem american. Asta că a avut sediile lor în România, da. Nu, stai puțin, copiii mei au făcut liceu în America. Da, știu. 70% din ce învață ei acolo, 30% și la ei, ca la noi. Da, e cu aplicabilitate directă în viață. Deci sunt lucruri care le învață pentru momentul în care ei o să aibă familie, viața lor, munca lor și ei trebuie să știe de mici niște lucruri și de ce o să se lovească. În afară de faptul că educația sexuală, ca la noi, e greșită denumirea. Se numește igienă și... nu mai știu cum îi zicea. Nu, îi spune... Nu, stai să traduc un pic. Nu. Îi zice educație sanitară și igienă. Așa se numea manualul și în Anglia și în America. A, la ei, credeam că la noi. Nu, nu, la ei așa se numea. La noi e greșită denumirea. Da, normal. Pentru că educația sexuală, în accepțiunea mea, te învață și aici nouă poziția de alea. Nu asta se studiază acolo, se studiază cu totul și cu totul altceva, înțelegi? Lucruri elementare. Dar foarte utile, exact. Noi având o relație, o religie puțin empirică și tribală, la noi e tabu ăsta, nu discutăm. Și atunci nu discută nici părinții, nici nimeni, copii. O să ajungem și la momentul acela, pentru că sunt convins că v-ați lovit. Și, de fapt, asta vedem cu toții că suntem destul de încremeniți în proiect din punct de vedere al religiei, dar cred că v-ați lovit de treaba asta cel mai mult în momentul în care ați dorit să legiferăm prostituția, un proiect cu care eu sunt de acord 100% din multele beneficii pe care ni le-ar fi adus, inclusiv problema financiare. Problema pentru care am cerut și expunerea de motive n-au fost bani. Nu? Ajungem și acolo. Haideți să ne întoarcem la... Okay. Da. Copilăria fericită. Copilăria, ok. Nu mi-a lipsit relația în...
am înțeles, cu școala, cu găștile, cu distracția era la ea acasă, cum ar fi trebuit să aibă fiecare copilaș. Cum a fost relația de familie? O familie foarte unită, bună. Vă strângea seara la masă cu toți frații? Da, era obligatoriu. Aveați întâlniri zilnice? Mai ales în weekenduri, sâmbăta și duminica, nu se exista masa de prânz să nu fie în familie. Deci nu, cu toți frații, cu toată lumea? Toată lumea, eram acolo la masă. Mă rog, eram și foarte mulți, îți dai seama, 4 copii cu părinții într-un apartament cu 2 camere, care era cât 2 garsoni, 2 camere foarte mici, înțelegi? Vă înțelegeați bine cu ei atunci? Eu eram un pic mai ciudat față de restul fraților. Eu, de exemplu, le ocupam toaleta în permanență, că acolo aveam laboratorul foto și acolo făceam fotografii. Eu din clasa a 4-a am început să fac fotografii la școală. M-a costat 25 de bani materialul și l-am umplut pe fotografie. Adică aveam socotel de mic chestii de asta. Și tot timpul ocupam spațiu peste tot în casă cu ale mele lucrări. Ba de electronică, ba de... Eram mini-tehnicus. Da, știu, pasionat. Și dimineața eram la școală, după masă eram la Casa Pionerilor. Într-o zi la electronică, într-o zi la foto, într-o zi la carte, într-o zi, în fiecare zi aveam altă activitate. Credeți că ei au acumulat supărările din perioada aia, dar ați ajuns să nu mai vorbiți acum? Nu, n-are nicio legătură. N-are, nu? Nu, nicio legătură. Deci, mulți ani, relația a fost ok. Da, n-am avut niciun fel de probleme, până la un moment dat în care am hotărât eu, nu noi, hotărârile unilaterale. La dumneavoastră în viață așa a fost tot timpul. Și gata. Nu. Ceva v-a fi deranjat. Da, mă rog. Da. Suntem încă în perioada copilăriei și adolescenței. Absolut, poate ajungem și acolo. Mă rog, n-o să o luăm așa atât de cronologic, an cu an. Vine revoluția când, practic, ați avut sclipirea, inteligența pe care mulți n-au simțit-o, de a face rapid ceva pentru a face bani. Nu e adevărat. Nu, toată lumea făcea atunci. Nu, n-am fost singur. Nu, dacă spun, ei, n-ai făcut nimic, că n-aveai vârsta și... Sau poate așa. Păi câți ani avea la Revoluție? Aveam 27. Păi despre asta e vorba, 10 ani diferență. Acum s-a întâmplat ca la Revoluție să nu fiu nici sugar, nici pensionar. Eu mi-am dat demisia a doua zi după Revoluție și la revedere. Că, cum a simțit-o? Că totuși era euforie Revoluția, că bem Coca-Cola. Eu mi-am dat demisia de frică. Eu am plecat din fabrica unde lucram la bere și spirit Cluj, se numea, la fabrica de spirit, la alcool. Și mi-am dat seama instantaneu că s-a schimbat vremea, nu mai mergea cu ciordeala. Știi că noi cu asta ne ocupam în toată marea majoritate. Furat în locul unde lucra. Era o chestie de asta, deci în ultimii 3 ani de comunism era un troc permanent, știi? Da. Dădeai alcool pe carne, bă, ăla dădea carne pe chibrituri, ăla dădea chibrituri. Bă, fiecare de unde lucra, lua ceva și dădea ce avea nevoie. Corect. Atât de mulți bani cât avea poporul român la Revoluție, nu o să mai aibă în viața lor. Deci toată lumea avea acasă saltele de bani, frate. Pentru că câștigau foarte mult. De popor, dar nu fiecare individ în parte, nu că eram țară bogată neapărat. Nu, fiecare familie și individ în parte era super bogată. Casă nu avea nevoie că nu eu dădea... Nu, nu chiar. Mă, frate, că îi dădea acasă statul. Aia da. Da, deci nu avea nevoie să faci credit, să-ți iei că dădea acasă instantaneu. Da. Banii ce făceai cu salariul ăla când tu nu puteai să cumperi nimic, că nu era nimic? Creveți vietnamezi. Așa, creveți și murături. Și cu asta basta. Toată lumea avea la țară porcul, deci frigiderele, congelatoarele au pline în permanență, că și era modelul. Și banii aveau grămadă, toți. Nu avea ce să cumperi cu banii. Și a prins la Revoluție pe toți cu mulți, mulți bani. Metri cub de bani, crede-mă, erau oameni că lucrau cu petrolul, cu alcoolul, cu de-astea, cu metri cub de bani. Da, nu a generalizat. Da. Stai puțin, că n-am spus că 99% din populație. Că erau mulți oameni cu mulți foarte bani, mulți, oameni cu foarte mulți bani. Dar și cum după... a simțit-o că trebuie să investiți? Păi cine nu, v-a zis? Ați fost văzut, ați citit? Nu, eu am avut un verișor, dar prime mele soții, îl chema... Ciceu Ghiță, Ghiță Ciceu. Așa, el a fost mandatar Enepeu Caceaușescu 15 ani, cum ar veni acum șef de bodegă. Corect. Pentru că Partidul Comunist atunci, ce nu funcționa, dădea în locație de gestiune. Îi zicea mandatar sau ceva de genul, în mandat. Adică ne dai atâta pe an și treaba ta ce faci acum, nu mai interesa pe mine. Franciză. Ceva franciză, ceva la modul ăsta. Și omul m-a învățat pe mine, ăsta Ghiță, plăcintos se zicea, mama lui lucra la o plăcintărie lângă gara la Gherla acolo, și el m-a învățat pe mine economie de piață.
Asta zic, trebuia să vă fi cum e cu impozitul, cu factura, cum să face el, știind că 15 ani a trebuit să facă chestiile astea, înțelegi? Deci el făcea tot felul, m-a învățat. Atunci era și o chestie foarte simpatică. Era un singur impozit, se numea impozit pe circulația mărfurilor, 3% din totalul încasărilor. Și cu asta e terminat tot. Da. Nu era TVA, nu era aia, nu era fel de impozit pensie... Forfetar, era un impozit de 3%. Un fel de impozit forfetar acum, nu? Așa ceva. Era 3% și cu asta basta. Înțelegi? Și primul business pe care l-am făcut eu după Revoluție a fost prelucrarea cerealelor, îl transformam în alcool. Deci mi-am dat demisia de la fabrica unde lucram, am mers cu ghița asta, cu prietenul meu și cumpăram trenuri întregi de cereale din sud. Era la liber. De unde aveați bani de tren? Păi stai să-ți explic de unde aveam bani de trenuri. Pentru că mergeam și cumpăram, de exemplu, de la tot felul de depozite de-astea mari de cereale. Le aveau strânse din 89, cultura în 89 și 90. În primăvară am mers, am cumpărat de la aia în felul următor. Noi am mers și am luat un tren de cereale și l-am dus să-l facem alcool. Da. Înțelegi? Din el. Am făcut contract cu ICS Alimentara să vindem alcoolul la aia și contractul cu fabrica de alcool să ne prelucreze cerealele respective, să ni-l ambaleze la sticle de jumate, atenție mare, nu de litru, de jumate, și noi îl dădeam la ICS Alimentara la prețul de producție, da. Da, cu ambalajul returnabil. Așa. Și noi câștigam 4 lei la litru plus lada. Așa. Da, milioane de sticle și deci, milioane de casete, de navete. Fără să plătiți inițial cerealele și din banii pe care ați câștigat, din după aia ce câștigam, plăteam că aveam 30 de zile și procesul funcționa foarte, foarte rapid. Repede. Da, și dădeam bani înapoi. Genți cu bani, nu exista atunci cu contul. Nu cu... există, normal. Nu, erau chieti. Niște genți, scria pe ele Capris, niște chestii de-astea cât canapea, cu care să cărau. De fâși erau. Da, niște chestii de-alea imense. Nu erau mașini de numărat bani și chestii de-astea și mergeam, de exemplu, erau tot felul de IAS-uri care aveau... Așa, luam un berbec, ghiță se ocupa cu toată, el știa tot unde mergem și duceam la caserie acolo 4, 5, 6 genți de asta de bani și până terminat de numărat 4, 5, 6 ore, noi terminam un berbec. Rădeam, da. Și pur urmă mergeam înapoi și transferul ăsta. Se înființase garda financiară în 1991. De ce era neapărat important să fie la sticle de jumate și nu la litru? Pentru că încasam numai 2 lei la returnabil. Dar așa pe un litru luam 4 lei. Garda financiară a venit la noi imediat după ce s-a înființat. Am fost vizați imediat că era în regulă. Îți dai seama la milioanele care le făceam noi pe sticle, că noi de acolo câștigam din sticle. Da. Și oamenii nu vreau să înțeleagă din ambalajul returnabil. E cam acolo, am băut eu ce am băut, dar și când o să vând sticle? Da, deci noi, noi plăteam la fabrică prelucratul cerealelor și în contract aveam că ei ne dau cu ambalaj, în preț ne dădeau cu ambalaj. Da. Și noi dădeam ICS Alimentara cu ambalajul returnabil. Și aveam centrele de achiziții, sticle și borcane, tiruri întregi pe zi, duceau acolo, pac, 2 lei sticla de jumate, știi? Da. Na, și erau foarte multe milioane de sticle de jumate. Trebuie să spun că așa ați făcut și foarte multe milioane de lei. Sau mă rog, cum erau la nivelul ăla. Foarte mulți bani. Perioada cu bișniță sună urât. Cu traficul de marfă din Turcia a fost înainte sau după? Da, bișniță făcea toată lumea, bișniță, pentru că nu puteai să lucrezi legal, că nu exista cadrul legal. Da. Ce să lucrezi legal când nu era legal? Da, descoperit cu surprindere că foarte mulți oameni respectabili, inteligenți, oameni cu mulți bani din ziua de azi, au început în felul ăsta. Cu micul trafic, mica bișniță cu Turcia. Prima dată am plecat în... Ungaria și aduceam din Ungaria Coca-Cola și ciocolată, că nu era aici. După ce s-a cam umplut treaba, am luat pânze de bonfire și burghie, le duceam la turci și aduceam blugi. Și cu ce? Cu autocarele alea? De autocare, cu o Dacia răpănoasă. Și de două ori ne-am furat în București aici blugi. Am intrat să mâncăm la Pârâul Rece pe undeva, nu știam eu atunci București care e șmecheria. Și când a venit treaba și la goală. Înțeleg? Adică n-am mai unde consumat multă... Ce târg, frate, că te așteptau neamurile cu bănetul, grămadă, adun blugi, adun geacă și aduceam... Atât de multe? Cumpărau neamurile atât de multe? Păi dacă erau toți în uniformă școlară, dar era gol, tu nu înțelegi că era o piață virgină? Da. Atunci puteai să faci orice, pentru că nu era nimic.